Așa, după cum a declarat și în cadrul emisiunii Sport Plus, la care a fost invitat în urmă cu două săptămâni, Anton Arghira, antrenorul secției lupte de la CS Mușcel Câmpulung și în același timp antrenorul lotului olimpic de juniori, a participat alături de 6 sportivi la turneul Serbiei la lupte greco-romane, competiția seniorilor desfășurată sâmbătă la Belgrad. Arghira a deplasat în țara vecină 6 juniori, însă chiar dacă a fost o competiție a seniorilor, România a obținut 2 locuri 5 și 2 locuri 7. Dintre mușceleni au făcut deplasarea Răzvan Popescu, cel care a ocupat un loc 5, George Vlad Maria, locul 8 și Radu Măzgaciu. A fost un turneu bun făcut de băieții noștri care ne dau speranțe că putem obține rezultate bune așa cum ne-am propus la viitoarele competiții ale juniorilor, a declarat antrenorul Anton Arghira.